Astăzi s-a deschis cel mai nou magazin JISC. Acesta vine cu o gamă largă de produse pentru amenajarea locuinței. Astăzi vom sta de vorbă cu domnul Cristian Zamfir, șef de magazin. Cu ce vine nou magazinul JISC în București? Bună ziua, în primul rând, mă bucur să anunț că am reușit să deschidem a șaselea magazin în București. O deschidere de succes, am venit în întâmpinarea clienților noștri cu cele mai bune oferte. Avem o gamă variată, am avut și cadouri pentru clienți. Iar ca și noutăți, fiind o firmă, o companie daneză, avem un stil minimalist, avem o gamă foarte variată de produse de interior, suntem specialiști în sleeping and living, exact ca și sloganul companiei, și oferim clienților produse de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri. În ceea ce privește produsele de dormit, avem cea mai variată gamă de produse din România, lingerii de pat, de asemenea și gama de saltele este una foarte variată. Oferim aproape toate dimensiunile disponibile și toate gamele de produse, inclusiv spumă de memorie, arcuri și toată gama de saltele. Ce ne puteți spune despre istoria JISC? JISC este o companie daneză, înființată în 1979 de către Lars Larsen. În prezent suntem prezenți în mai multe continente, suntem prezenți în 41 de țări. În România am funcționat în franciză până în 2013, când am fost preluați de către JISC Nordic. Ne bucurăm că astăzi am reușit să deschidem al 37-lea magazin. Numai anul acesta am deschis 9 magazine și continuăm să deschidem pentru a fi cât mai aproape de clienții noștri. Ce se vinde mai mult? Pe partea de grădină sau pe partea de locuință? Bineînțeles, fiind sezon estival, ponderea vânzărilor articolelor de grădină este mai mare, dar cu toate astea, articolele de interior au o pondere semnificativă în cifrele noastre și ne bucurăm pentru că clienții au cunoscut produsele și cunosc în continuare calitatea produselor noastre. Care considerați că au fost cele mai vândute produse pentru locuință? Cu siguranță saltelele sunt pe primul loc în vânzările noastre, fiind produse de foarte bună calitate, dar și celelalte produse de mobilier, dulapuri, canapele, reprezintă o pondere foarte importantă din cifra noastră de vânzări.